Bună ziua, dragi colegi! Bună ziua tuturor! Eu, în primul rând, vă mulțumesc că ați dat curs invitației mele și probabil că trebuie să încep cu întrebarea de ce aici. Pentru că reprezintă un simbol a tot ce am făcut eu pe perioada interimatului, dar și ca viceprimar pe social, am încercat să protejez grădinițele municipale și terenurile de joacă pentru copii. Aici trebuia să fie un bloc de locuit, dar o să fie o grădiniță așa cum am promis. Și de fapt, ca exemplu, putem să vedem mai în vale 500 de metri, tot pe Nicolae Costin, o grădiniță care a fost înstrăinată și astăzi avem un complex de blocuri acolo. Aici nu va fi complex de blocuri, va fi în mijloc de curți o grădiniță pentru copii. Așa cum am promis săptămâna trecută, și cred că este corect și firesc pentru oricine care și-a asumat o responsabilitate să vină cu o dare de seamă în fața cetățenilor. Și asta este scopul meu de astăzi, să vă prezint pe scurt ce am făcut împreună cu colegii cât mi-am asumat responsabilitatea de a conduce municipiul Chișinău. Eu nu am ce ascunde, ba din contra am cu ce mă mândri și noi, într-o perioadă de scurtă, am arătat că dacă se vrea, se poate. Și pentru noi, un an a fost ca pentru alții 10. Și eu pe această cale inclusiv vreau să mulțumesc tuturor colegilor care mi-au fost alături, tuturor colegilor care astăzi împart rezultatele, reușitele, dar și lucrurile mai puțin frumoase. Lucrul meu la primărie a început acum 4 ani, când am cerut votul de încredere a cetățenilor ca să fiu consilier municipal. Și asta am făcut 4 ani de zile în calitate de consilier municipal, asta am făcut în calitate de viceprimar pe domeniul social și asta am făcut în calitate de primar interimar. Să mă întâlnesc în fiecare zi cu oamenii din suburbii, de la Cricova până la Bubuieci, la Băcioi, cu oamenii de pe strada Milescu Spătaru, Ginta Latină, Alba Iulia, pe toate străzile unde am fost inclusiv cu dumneavoastră. Am fost alături atunci când mi-au semnalat fiecare problemă și fiecare problemă am încercat să o rezolv. Am stat departe de politică, de când am intrat în executiv. Trotuarele și glodul de pe străzi nu este despre politică, nu este despre preferințele fiecăruia, este despre noi, este despre copii, este despre viitorul orașului. Și tot ce voi prezenta astăzi sunt doar o parte de realizări. Nu voi vorbi despre toate problemele pe care le-am găsit la municipiul Chișinău, cu toalete de 20 de ani în care nu poți intra, subteranele care arată ca toalete în care oamenii se tem să intre, colectoarele care nu au fost desfundate de ani de zile și avem apă pe străzi, cu corupția în sistemul de grădinițe și multe alte probleme. Eu am găsit municipiul Chișinău ca un copil orfan, fără o strategie de dezvoltare și fără o direcție foarte clară încotro se mișcă. Și a fost o perioadă destul de scurtă pentru a pune bazele unei dezvoltări, dar am pornit la lucruri elementare. Am pornit la ceea ce înseamnă o structură și o infrastructură primară. Atunci când fiecare dintre noi, ca părinte, ca mămică sau tătic, când intră în grădiniță și primul lucru care îl aude e că trebuie să achiți taxa, sau atunci când mergi și primul lucru pe care ți-l spune că curge acoperișul sau că viceele grupului sanitar sunt insalubre, nu cred că mai ai chef să rămâi în orașul Chișinău să trăiești. Ori eu cu asta am început activitatea mea în 2017. Cred că dacă m-aș încerca să mă descriu succint, ar fi în primul rând că sunt tată. Și atunci când a apărut Ilinca, am început mai mult să mă gândesc la viitor, la un oraș al viitorului, un oraș pentru copii, cu condiții pentru fiecare copil, fără discriminare și șanse egale pentru toți. De asta mi-am setat cu colegii ca prima prioritate educația, să oferim tuturor copiilor din municipiul Chișinău condiții adecvate și normale în instituțiile de învățământ, fie grădiniță, fie școli, licee. Primele mesaje care am început să le primesc, cum am spus, erau despre taxe și am început cu eliminarea taxelor. De ce prima platformă pe care am continuat să o dezvolt a fost e-grădinița? Pentru că nu era zi în care să nu primesc mesaje de la părinți că se cer bani pentru înscriere în grădiniță sau pentru reparația otcosurilor. După exemplu de e-grădiniță, am continuat și cu e-școală. Astăzi sunt mândru să anunț că peste 30.000 de copii s-au înscris și pe e-grădiniță și pe e-școală. Am început să urmăresc plângerile care vin, care sunt cauzele și majoritatea plângerilor erau că se colectează bani pentru reparații în grădiniță.
Și anume atunci am insistat împreună cu colegii să alocăm de 4 ori mai mult în 2018 pentru reparații în grădinițe decât în anii precedenți. Dacă să fac un total, pentru 2018-2019 s-au alocat peste 300 de milioane de lei pentru infrastructura în instituții de învățământ. Cifra care se apropie de cea a lui Chirtoacă, care în total în 10 ani a alocat circa 300 de milioane de lei. Doar în 2018, când am venit, 71 de grădinițe urmau să fie închise, conform prescripțiilor ANSA. Și atunci am intervenit de urgență la blocurile sanitare. 90 de blocuri alimentare, 60 de blocuri sanitare, 20 de acoperișuri. Astăzi, în municipiul Chișinău, 191 de grădinițe sunt în reparații. 191. După aceeași formulă am alocat de 7 ori mai mult pentru tot ce înseamnă instituții sportive, liceale. Am deschis bazine, am reparat și acolo acoperișuri. Nimeni nu a crezut că e posibil într-un an să începem redeschiderea a 7 grădinițe, atunci când în 27 de ani s-a deschis doar o singură grădiniță. Ori noi, anul ăsta, așa cum am zis, în toamnă, 1800 de copii vor avea locuri suplimentare la grădinițele din municipiu. Și nu doar că locuri suplimentare, dar și 5 instituții municipale de educație timpurie au fost readuse în municipiu. 5 instituții unde nu veți vedea blocuri de locuit, dar la fel vor fi grădinițe. Mă necepneam din primele zile și cu cazurile de abuz, cazurile de violență în instituțiile de învățământ. De asta am insistat și a fost dublat numărul de psihologi și numărul de logopezi la centru psihopedagogic a primăriei, astfel încât să stopăm aceste cazuri de violență în instituțiile de învățământ. Am creat primul centru municipal de tineret, ca să ofere servicii diverse pentru tineri și adolescențe din municipiul Chișinău. Am lansat primul centru pentru copiii străzii, ca să nu mai stea în stradă, dar să aibă un centru unde să poată să vină, să se odihnească, să ia masa și să practice inclusiv și sport. A doua prioritate pe care am insistat împreună cu colegii a fost un transport calitativ. Noi nu putem vedea un oraș dezvoltat atunci când ultimul autobuz a fost cumpărat 13 ani în urmă, troleibuze fără aer condiționat și șoferi, lipsă de șoferi atât la troleibuze și la parcul urban de autobuze, pentru că nu mai vroiau să lucreze pe autobuze care aveau 2 milioane de kilometri parcurse. 31 de autobuze cumpărate, 34 de troleibuze asamblate și încă 17 urmează a fi asamblate până la sfârșit de an. 2 troleibuze articulate, care să aibă o capacitate de transportare mai mare, vor fi aduse în septembrie, așa cum am promis anterior. 6 rute noi spre suburbii. Vorbim de Bubuieci, Durlești, Trușeni, Sângera, Ialoveni. Și următoarea rută care urmează a fi deschisă, o propuneam spre Grătiești, ca să dubleze ruta 25 care vine dinspre Poșta Veche și unde avem plângeri de la oameni că transportul la ora actuală nu face față fluxului de călători. A fost deschisă și licitația pentru GPS zilele trecute, astfel încât către toamnă trebuie să avem aplicația GPS și 50 de monitoare în stații pentru a oferi confort fiecărui cetățean ca să vadă în cât timp vine transportul public și să nu avem iarăși plângeri că trebuie să aștepte 40 de minute sau 50 de minute în stație. A fost lansată, chiar dacă cineva promitea din 2012, licitația cu etichetare și trebuia să aibă loc zilele trecute. Dar la etichetare voi reveni separat. Nu putem dezvolta un oraș fără drumuri, inclusiv pentru pietoni, inclusiv pentru șoferi, inclusiv pentru transportul public. Și nici nu mi-am dorit să mergem cu cârpelele așa cum s-a mers până acum. Tocmai de asta am propus pentru anul ăsta un pachet de 12 străzi reparate integral. 12 străzi care nu au fost reparate până acum. Și vorbim de artere principale, cum este strada Studenților, strada Traian, bulevardul Renașterii, strada Ialoveni, Belinski, Zelinski, Coca și altele. Cu mulți dintre dumneavoastră am mers în iarnă, când am zis că îmi doresc un oraș sigur, confortabil pentru oameni și iluminat. Și de la începutul anului am insistat și am iluminat străzi care până acum au fost în beznă. Străzi cum este Munceștiu, străzi cum este Calea Moșelor, care niciodată nu au avut lumină pe ele. Dar pe lângă asta am iluminat Alba Iulia, Bulevardul Moscova,
calea ieșilor și alte străzi. Cu ce se mândrea orașul Chișinău până acum? Cu trei parcuri: Valea Morilor, Scoarul Catedralei și Parcul Ștefan cel Mare. Noi ne-am propus împreună cu colegii să dezvoltăm în municipiul Chișinău zone mult mai confortabile pe toate sectoarele, ca orășenii să nu ne trebuiască să vină neapărat până în centru sau să se deplaseze toți la Valea Morilor. Tocmai de asta am ales patru parcuri în fiecare sector. Vorbim de Valea Trandafirilor, vorbim de Parcul Mizon, vorbim de Parcul Alunelu, Scoarul Maria Dragan, Scoarul Mircea cel Bătrân 29, Scoarul Pușkin, Scoarul George Coșbuc. Toate aceste locuri confortabile vor fi făcute și duse până la capăt pentru copii, pentru părinți, pentru vârstnici, astfel încât fiecare în cartier să poată să se mândrească de cartierul pe care îl are și unde trăiește. Am intervenit și inclusiv în curs de blocuri. Vorbim aici de 125 de terenuri de joacă, de 80 de terenuri de sport, 7 terenuri de fotbal. Toate au fost date în exploatare, toate sunt practicabile și toate sunt pentru cetățeni. A treia prioritate care ne-am setat-o este că îmi doresc un oraș verde și curat, un oraș salubru. Am început cu o listă întreagă de proiecte pe mediu pe care le-am făcut în premieră. Și în primul rând, ceea ce am intervenit de urgență a fost cu stațiile de levigat de la Bubuieci și de la Țânțăret, astfel încât toxinele să nu se mai scurgă în apele subterane și să nu ne polueze apele, pentru că viitorul nostru depinde de tot ce înseamnă protecția mediului ambient. Astfel încât copiii noștri să poată să crească într-un oraș sănătos, astfel încât copiii noștri să nu se teamă să bea apă potabilă. Și tocmai de asta am insistat pe stațiile de levigat, care la Bubuieci deja activează, la Țânțăreni urmează a fi instalată. 8 stații de pompare a apei din municipiul Chișinău au fost dotate cu utilaj modern și reparate, astfel încât 10.000 de locuitori au acces la apă potabilă. Am început să curățim plajele și lacurile. Pentru aceasta am achiziționat 16 aeratoare. A fost lansat proiectul pilot de platforme subterane în curs de blocuri. Până la sfârșit de an vom avea 10 platforme de evacuare a deșeurilor subterane. Să nu mai vedem mizerie, să nu vedem câini și pungi care zboară prin tot orașul. Și pentru prima dată, împreună cu partenerii străini, am venit cu o strategie de dezvoltare în ceea ce ține de mediul ambient, de protecția mediului. Dar un oraș curat și salubru nu înseamnă doar poluare și salubrizare. Înseamnă un oraș confortabil și vizual. Și mă bucur astăzi să vă anunț că într-un an de zile au fost evacuate 480 de gherete, 190 de garaje au fost evacuate, și după analiza care au făcut-o colegii mei, 750 de panouri publicitate cu autorizație expirată sau ilegal instalate urmează a fi evacuate. Tot asta a fost făcut având la bază principiul transparenței și deschiderii către fiecare locuitor. De ce am mers și pe e-grădiniță și pe e-școală, pe pagina Eu Chișinău, ca să ne vină petițiile online, și pe aplicația GPS pentru transportul public. Noi am decis că trebuie să raportăm fiecare pas locuitorilor municipiului Chișinău, dar și ei să ne poată raporta fiecare problemă care o au, fie online, fie fizic. Misiunea mea a fost simplă: de a construi un oraș împreună cu cetățenii, pentru cetățeni. Un oraș dezvoltat, un oraș care să oferă siguranță și un viitor. Noi am arătat că se poate, într-un an, dacă se vrea. S-au făcut multe lucruri pe care le-am inițiat, multe dintre ele sunt finalizate și eu foarte mult sper că ele vor fi duse până la capăt. Dar dacă să privim în trecut, putem să ne dăm seama cât de mult de lucru mai este și în viitor. Cum am spus, nimeni nu a crezut că într-un an este posibil să redeschidem 7 grădinițe, să avem 31 de autobuze noi, să avem 34 de troleibuze asamblate cu aer condiționat, să avem e-grădiniță și e-școală, și să avem 80.000 de copii care beneficiază de condiții mai bune în instituțiile de învățământ. Eu nu pot să nu mulțumesc, și spun-o sincer, mulțumesc în primul rând dumneavoastră, colegilor din mass media, că ați fost alături de mine și de colegii mei din primărie, și la bine și la greu. Eu spun un mare mulțumesc partenerilor străini cu care am avut o colaborare foarte frumoasă, UNDP Moldova,
care am început să venim cu proiecte inovative pentru orașul Chișinău. Berdu și Beiului pentru că ne-au ajutat să dezvoltăm strategia de orașe verzi. UNICEF-ului cu care pentru prima dată am început să elaborăm strategie de protecție a dreptului copilului și să avem analize pe domeniul educației. Vreau să spun un sincer mulțumesc mediului de afaceri. Am cunoscut oameni de afaceri frumoși care pe lângă faptul că s-au implicat în viața de zi cu zi a municipiului Chișinău, au contribuit și cu donații. Pe lângă faptul că creează locuri de muncă, pe lângă faptul că ne țin oamenii acasă și plătesc salariile. Pentru toți investitorii în premieră în municipiul Chișinău, anul ăsta a fost organizat forumul investițional. Și au fost alocat și 5 milioane de lei pentru tineri antreprenori ca să-și poată dezvolta afaceri. Dar nu contribuția financiară a primăriei este prioritar aici. Este prioritar ca tinerii antreprenori să aibă curajul că se poate aici, în municipiul Chișinău, să vii cu idei și să dezvolți afaceri. Prioritatea fiecărui primar trebuie să fie dezvoltarea comunității, a familiilor, prin dezvoltarea socială și economică a municipiului Chișinău. Iar colegilor din CMC le spun că orașul nu se administrează de la tribune, de pe Facebook sau de la sediile de partid, ci în practică, în fiecare zi, alături de oameni și problemele lor. Celor care au avut încredere în mine și m-au susținut, le spun un mare mulțumesc. Am arătat că banii publici pot fi gospodăriți și nu furați pe mașini personale, pe case de lux sau pentru concedii de lux în vacanțe peste hotare. M-am străduit să fac față tuturor așteptărilor cetățenilor, am răspuns la fiecare mesaj, am fost de fiecare dată la fața locului, am discutat cu fiecare om care mi s-a plâns pe o problemă sau alta. Desigur că toate aceste lucruri nu au fost făcute de mine, ci împreună cu cetățenii, cu colegii din primărie, împreună cu toți cei care au avut gânduri bune și acțiuni pentru municipiul Chișinău. Fapt pentru care le mulțumesc și le doresc mult succes în continuare și oamenilor și orașului Chișinău. Vă mulțumesc mult! Și aici, ca exemplificare, am pentru dumneavoastră, o să găsiți și în raportul detaliat, care va fi făcut public azi, bugetul investițional al municipiului Chișinău pentru 2019, în sumă de 592 de milioane, împărțit pe fiecare sector. Drumuri, transport public, grădinițe, curs de bloc, etc. Fiecare cifră este din buget municipal, alocată prin buget municipal și tot ce am făcut noi să administrăm banii corect, în interesul cetățeanului. Vă mulțumesc! Dacă aveți întrebări, eu sunt gata să vă răspund. Da. Atunci când vii cu un mandat de 4 ani, când ai un sprijin în Consiliul Municipal, ai un alt fel de elan și trebuie să începi reforme, să pui baze la anumite reforme ca să modernizeze și să dezvolte orașul. Ori mandatul meu trebuia să se încheie anul trecut în iunie. Și eu am fost onorat că am avut șansa să conduc acest oraș, să implementez proiecte și să arăt că se poate. Am încercat de la acoperitul borților în fiecare zi să investesc banii cetățenilor în așa fel încât să lăsăm ceva de urmă și să demonstrăm celor care vor veni că dacă există dorință, există o echipă, există și rezultate. Ori noi avem cu ce să ne mândrim pentru că avem foarte multe rezultate. Niciodată în municipiul Chișinău nu au fost 300 de șantiere în același timp. 300 de șantiere în fiecare sector. Dacă aș fi venit cu un mandat de 4 ani, aș fi început cu reforme mult mai radicale care nu se fac peste zi și peste noapte. Ele durează în timp. Dezvoltarea strategiilor pe mediu, dezvoltarea strategiilor economice, reforma primăriei, reformele spitalelor municipale. Dar asta o faci atunci când vii cu un mandat clar, cu o echipă clară și cu o susținere clară din partea Consiliului Municipal. Nu a fost imediat după, sau hai să zicem că corespund și cu decizia Consiliului, eu nu mă țin de fotoliu așa cum am zis-o. Eu nu am venit pentru fotoliu aici. Activitatea mea zilnică în teren alături de oameni a demonstrat că eu nu sunt omul biroului. Eu nu vreau să pun sub lovitură toate proiectele frumoase inițiate și colegii mei care astăzi sunt responsabili să le duc la bun sfârșit din cauza atacurilor politice asupra mea. Eu am zis că eu mă retrag. Lăsați proiectele să fie desfășurate și lăsați colegii care sunt responsabili azi de realizarea proiectelor până la sfârșit să lucreze.
Ce vedem noi că se întâmplă astăzi cu tichetarea electronică? Cineva a promis tichetarea electronică din 2012. Noi am lansat-o, ofertele trebuia să fie deschise pe 9 iulie. Și cineva pur și simplu a anulat-o și a ieșit în fața camerelor cu minciuni și speculații, arătând niște hârtii învechite. Deci minciuni și speculații arătând o hârtie a decizii a Consiliului Municipal, care este învechită. Și oamenii, incompetența trebuie taxată, iar minciuna trebuie pedepsită, pentru că astfel a fost condus orașul până astăzi, prin incompetență și minciună. S-a depus atât de efort ca să faci caietul de sarcini, să-l aprobi la Consiliul Municipal odată, să-l modifici la Consiliul Municipal a doua oară. Din grupul de lucru pe tichetare electronică erau inclusiv consilieri municipali care au stat în fața camerelor și cereau anularea tichetării electronice. Păi oamenii ăștia trebuie taxați. Pentru că asta, la cine se gândește omul ăsta când un proiect atât de frumos ca tichetare electronică, care oferă transparență, să nu se fure etichete, să nu se xeroxeze etichete, să comasăm parcul urban de autobuze cu regie transport electric, ei anulează acum totul. Eu nu am făcut politică și dumneavoastră sunteți primii mei martori că eu niciodată la ședințele primăriei, fie în cadrul ședințelor operative ale primăriei, fie alte ședințe care nu cu dumneavoastră, niciodată nu am lansat acuzații, nu am răspuns la speculații, am văzut de drumul nostru și drumul nostru a fost foarte simplu. Rezultate pentru oraș. Și atâta tot. Că cineva putea să mă demită și anul trecut, fix un an în urmă, dar a ales să o facă acum înainte campaniei electorale, să-și o asume. Eu am demonstrat cu colegii mei că orașul poate fi dezvoltat. La o fază incipientă, noi suntem. Dar o să vedeți în toamnă câte proiecte o să fie realizate în municipiul Chișinău. Și noi am început-o. Și repet, din banii publici. Dar cei care vor să creeze în orașul Chișinău un haos, inclusiv acum prin numiri, schimbări, echipe, nu știu ce, să-și asume toată responsabilitatea pentru ce urmează să fie. Din perspectiva la ce? Eu am avut presiuni multe și amenințări foarte multe și eu și colegii mei. Nu a fost ușor să evacuăm garaje, nu a fost ușor să evacuăm ghirete, că te suna fiecare dimineață până seara că e ghireta nașului sau e ghireta cumătrului. Inclusiv colegi din Consiliul Municipal, inclusiv colegi din Parlament. Nu, nu-i cazul acum, nu aș vrea acum să bruiem un raport de activitate și rezultatele frumoase pentru oraș, cu anumite știri sensaționale. Eu nu plec niciunde din municipiul Chișinău, voi mai avea ocazie să particip, dacă o să mă invitați, la diferite emisiuni, unde am să vorbesc. Ce formă aveți? Formă directă, cum să vă zic. Nu îmi scoate ghireta ca să zbori din funcție, de exemplu, la mine. La prietori cam la fel, nu crede că ești veșnic ca să zbori din funcție. Nu te atinge de acela că e cu mătrul vecinul meu și ai să zbori din funcție. Diferite. Noi moldovenii suntem inventivi la amenința, mai greu suntem cu arătat de rezultate. Asta mi-a invitat, mi-a răspuns, că erau mai făcut parte de într-un partid. Da. Până în ziua în care mi-am asumat responsabilitatea de viceprimar. Eu am intrat în Consiliul Municipal cu votul încrederilor din partea unui partid. Eu am făcut campanie electorală înainte de a cere votul de încredere a oamenilor ca să fiu consilier municipal și după ce am fost consilier municipal nu a fost o suburbie în care eu să nu merg sau sectoarea orașului în care să nu merg. Dar din ziua în care am devenit viceprimar, am intrat în executiv. Am zis că lăsăm preferințele electorale și de partid la o parte și același mesaj a fost către toți colegii mei din executiv. Și avem o singur partid, cetățenii. Eu n-am avut presiuni, și Partidul Democrat și multe alte partide este format de oameni. Eu am lucrat cu foarte mulți oameni și cunosc oameni, 80% din persoane care astăzi sunt la guvernare sau care erau la guvernare. Eu am început activitatea mea la Ministerul Economiei în 2004, inclusiv cu oameni care astăzi stau în fotolii de miniștri. Eu nu fac diferența între oameni și nici între partide. Partidele sunt formate de oameni. Sunt oameni buni, sunt oameni răi. N-am avut nicio relație oficială, eu în carnetul de partid, cum am zis, preferințele de partid le-am lăsat în funcția în care am fost numit în executiv și n-am avut nicio preferință partinică sau electorală niciodată. Vi s-a solicitat să dați să-i favorizați? Nu. O să candidați?
candidați la alegerile locale? Pentru că asta trebuie să recunosc că a semănat un discurs electoral. Nu, asta a semănat un rezultat care eu ca cetățean mă aștept de la fiecare acel care vine și flutură cu promisiuni, după asta să vină să zică ce a făcut. Nu așa să-și bage coada între picioare și să fugă, dar să vii în fața oamenilor și să spui ce ai făcut tu, ce ai cheltuit banul public. Asta nu a fost un discurs electoral. Eu mă așteptam că asta, întrebarea asta va veni de la ProTV. Eu am luat o decizie, eu neapărat am să vă comunic, dar nu asta este scopul conferinței. Eu sper că noi o să ne mai vedem cu dumneavoastră și cu siguranță veți afla despre care este decizia mea de a candida sau nu candida. Din partea celuiași partide? Nu vorbim de partide astăzi, eu stau în fața dumneavoastră. Astăzi eu stau în fața dumneavoastră și vă comunic ulterior despre decizia luată. Da. Nu este posibil. Tot ce ține de semafoare inteligente, din 123 de intersecții, anul ăsta 40 de intersecții au fost instalate semafoare inteligente. Și a fost instalat centru de monitorizare a semafoarelor la întreprinderea municipală Lumtech. Pe arterele principale, unde este ambuteiajul, în orele de vârf, unda verde dimineața se schimbă într-o direcție și seara în altă direcție, anume pentru fluidizare. Dar nici de cum în detrimentul securității pietonilor și traficului oamenilor care traversează strada. Noi proiectul ăsta trebuia să fie dus la capăt. Deja o să întrebați colegii mei de la Direcția Transport când va fi rezultatul final de instalarea pilonilor, astfel încât să nu mai parcheze mașinile. Eu cred că colegii mei de la Direcția Transport o să vă dea răspuns. Eu vă mulțumesc tare mult și vă mulțumesc încă o dată că ați fost alături de mine și colegii mei și primăriei ca instituție. Mult succes să aveți!